video veți vedea cum puteți consulta fluxurile syntact.ro. Ce este un flux? Este o procedură legislativă reprezentată vizual de către specialiștii noștri în pași ușor de urmărit cu explicații practice. Să căutăm procedura chemării în judecată. În stânga vedeți procedura, în dreapta explicația fiecărui pas. Se vede foarte clar care sunt pașii, unde sunt punctele de decizie sau unde trebuie redactat un document. Vreau să văd ce se întâmplă aici. Dau click și apare textul explicativ pentru acest pas. Dacă vreau, pot să adaug și notițele mele. O facem mai târziu. La fel de ușor pot micșora imaginea pentru a vedea ansamblul. Astfel, putem vizualiza proceduri mai mici, dar și foarte mari în platforma syntact.ro. Să căutăm și un subiect fiscal. Locul livrării bunurilor. Sunt întrebări eliminatorii care te ajută rapid cu răspunsul. Livrarea este cu transport? În funcție de răspuns apar o serie de reguli. Toate actele normative care au legătură cu această procedură se regăsesc aici. Gata! Ne întoarcem la ecranul principal. Fluxurile se găsesc printre rezultatele de căutare, de fond, împreună cu celelalte tipuri de documente. Aici puteți vedea lista de fluxuri ca o categorie separată. Sunt 450 de proceduri aici, din domeniul fiscal și din domeniul civil-procesual. Vom adăuga alte categorii în curând. Și am ajuns la sfârșitul acestui video despre fluxurile Wolters-Kluwer. Am văzut cum syntact.ro te ajută printr-o reprezentare vizuală a procedurilor legale. Nu uitați să urmăriți și celelalte videoclipuri demonstrative din serie. Vă mulțumim!